Discuția asta mi-a adus aminte de ceva super important. Hello, ce faceți? Ieri am avut o discuție cu o prietenă și îmi povestea cum la primul curs pe secție, când a început rezidențiatul, prima lecție pe care a învățat-o și poate una dintre cele mai importante, adică chiar și în cazul unei situații academice, când vorbim de știință, totuși oamenii au fost îndemnați să-și urmeze intuiția, pentru că intuiția este un element sau o parte din noi pe care noi alegem să o ignorăm foarte tare și mi-am dat seama de-a lungul timpului că este foarte, foarte importantă și că ar trebui să ne cultivăm intuiția în loc să o acoperim, fiindcă societatea modernă ne-a învățat că trebuie să fim raționali și să urmăm totul rațional și totul să fie rațional și totul să fie la milimetru, dar în egală măsură vedem că nu funcționează lucrurile astea tot timpul pentru noi și atunci intervine intuiția care ne mai ajută și ne mai scoate câteodată din belele, ca să zic așa, și din păcate nu îi acordăm suficient atenție și iarăși am observat o mare problemă pe care o avem, este că refuzăm să ascultăm intuiția și o confundăm foarte des cu frica. De multe ori spunem că nu facem ceva pentru că ne împinge intuiția, dar de fapt aia e frică, sau ne este frică să ascultăm intuiția, pentru că, vai, de ce să-mi ascult eu așa un gând, o senzație pe care o am în stomac sau o chestie din asta generică când rațiunea îmi spune să fac altceva, știți? Dar realitatea ne arată că este bine să-ți urmezi intuiția, să o urmărești și să o cultivi și chiar prietena asta îmi spunea că au fost dăți în care chiar a salvat-o intuiția, tocmai pentru că a ținut minte treaba asta și a ascultat de sfatul ăsta și da, se pare că ar trebui să fim un pic mai concentrați pe noi și pe senzațiile noastre, pentru că oricât am încercat noi să părem de raționali, oricât am încercat să părem noi de binevoitori, de a tot știutori, sunt lucruri care ne scapă, sunt lucruri pe care nu le vedem, sunt situații care ne scapă și poate că intuiția tocmai asta vine să completeze, vine dintr-o parte a creierului nostru căruia noi îi dăm atenție și completează, ne completează efectiv. Da, și eu de-a lungul timpului, în ciuda faptului că poate sunt mulți oameni care mi-au spus fă așa, fă așa, mi-am urmat intuiția și a fost mai bine așa. Cel puțin pentru mine, poate că din exterior nu se vedea ca fiind bine, dar faptul că mi-am urmat intuiția și am făcut lucrurile conform intuiției mele m-a ajutat să nu sufăr atât de mult măcar, știți? Sunt multe lucruri din astea care din exterior, pentru oamenii din jurul nostru, par absurde sau nu se văd sau nu le percep, pentru că fiecare gândește în filtrul lui, gândește prin propriile experiențe, dar pentru mine a fost bine. Pentru mine a fost bine și mi-am făcut cumva o misiune de acum încolo să încerc să-mi dezvolt și mai tare intuiția asta și să o cultiv și mai mult și să am încredere în ea și să o urmez. Și da, sunt foarte curioasă, voi cum priviți subiectul ăsta? Vă ascultați intuiția sau sau credeți că e o prostie? Sunteți genul de oameni care sunt foarte atenți la toate senzațiile pe care le au sau nu?